Aproximativ 9.000 de hectare cultivate cu porumb au fost distruse de secetă. De altfel, în județul nostru, această cultură a fost cea mai afectată de temperaturile foarte ridicate din ultima perioadă. Așa se face că în locul unor producții foarte bogate, fermierii trebuie să mulțumească cu despăgubirile de la stat. Calitatea și cantitatea este afectată puternic de secetă la porumb. Producția obținută la hectar este la mai puțin de jumătate din cât trebuia sau în unele situații este complet compromisă. La un hectar de porumb se obține 5-6 tone, de la 5-6 tone în sus, depinde de tehnologia care se aplica și de cantitatea de îngrășăminte care se aplica. Pagubele provocate de seceta din această vară sunt mult mai mari, iar bilanțul întocmit de Direcția Agricolă arată că lipsa precipitațiilor și temperaturilor ridicate au compromis 14.000 de hectare. În aceste condiții, estimările specialiștilor evidențiază pagube totale de peste 13 milioane de lei. Toți specialiștii întruniți astăzi în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență au vorbit și despre faptul că și la culturile de floarea soarelui pierderile vor fi foarte mari. Nici în ceea ce privește producția de floarea soarelui, fermierii nu-și pun mari speranțe pentru că seceta a distrus deja peste 4.500 de hectare. În special floarea soarelui abia acum s-a început la trăierat și avem premizele sunt destul de negative pentru că chiar dacă capitolul, pălăria florii arată, să zicem, bine, mare, așa, ochiometrică, dar la greutate hectolitrică este foarte, foarte scăzută, deci asta înseamnă că boabele sunt seci și acolo... Dacă fermierii erau un pic optimiști, acum când au intrat cu combinele chiar sunt destul de supărați. Mai mult decât atât, conducerea Direcției Agricole este de părere că suprafața afectată de secetă va crește în perioada următoare, în condițiile în care doar astăzi au fost depuse înștiințări pentru 5.000 de hectare de culturi. Și în acest context, mai ales pentru că sistemul de irigație din județ este la pământ, prefectul George Sava a readus în discuție proiectul privind canalul Siret-Bărăcan, despre care spune că ar fi soluția salvatoare pentru agricultura buzoiană. Continuarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăcan, și nu spun cuvinte mari, este o prioritate națională, ține de siguranța alimentară națională și dacă nu se începe cât de curând, și mi-asum ceea ce spun acum, nu se începe cât mai curând această lucrare, o să constatăm în anii care vor veni că vom avea mari probleme. Din păcate, în prezent nu sunt irigate decât aproximativ 4.000 de hectare de pământ, ceea ce reprezintă 10% din suprafața totală irigabilă a județului. Canalele de irigații Buzău Vest și Buzău Est au o lungime de peste 40 de kilometri, străbat peste 20 de localități din zona colinară și deșes, de la curbura Carpaților și au posibilitatea de a iriga gravitațional 42.000 de hectare.